Vrei să vin bagajul de maternitate? Da. Oh. Lasă, pleacă mami, dar se întoarce. Te uiți când la fica care e bine și în partea asta te uiți că se moare nevastă. Ela, pa? Pleacă. Cine pleacă? Ela. Și ela pleacă? Vine cu mine? Da. Vine mâine și o vezi pe bebe, clar. Mami pleacă și vine. Vine, da? Vine cu un bebeluș. Pa! Pa, Ela. Dă pup la mami. Dă pup, te rog. Mua! Mua! Te vezi, pa! Ești fericit? Sunt foarte fericit și așa emoționat. Sau e un amalgam, nici nu știu cum să zic, sincer. Ești fericit că nu te lasă înăuntru, în sală, nu? Nu, nu-mi doream lucrul ăsta. Și e bine că doamna doctor a confirmat faptul că nu e ok să stea tătici acolo. Da, o să vezi pe geam. O să văd pe geam, da, normal, o să văd. Stai acolo, să vezi când o scoate. Primele secunde. Cum ai dormit azi noapte? Ulala! Am dormit bine, m-am trezit dimineața cu ea la 6:30 și după aia ne-am mai dormit încă o oră, am dormit bine. Tu trebuia să dormi bine, că tu naști. Am dormit bine azi noapte. Da. Cred că am primit mai multe mesaje și telefoane decât tine, nu? Și nu sunt eu cel care naște. Da, ai primit telefoane? Am fost o chestie foarte tare în timpul sarcinii și mai acum spre final, când se apropia nașterea. Prieteni, amici, prietene, dar la mele, amici, colegi, mi-a urat sarcină ușoară și acum recent mi-a urat naștere ușoară. Nu cred! Mă simt ca și cum eu aș naște. Am emoții și abia aștept să o văd sănătoasă, să o miros, pentru că miroase a lăptic. Știu, miroase așa bebe și să o țin în brațe și să o pup, abia aștept și diseară o să se întâmple lucrul ăsta. Greu, în ultima lună e foarte greu, în 9 luni deja nu ai poți să faci nimic. Dar mă bucur că n-am avut multe contracții, n-am avut față de prima sarcină tot felul de griji. Să nu fie cu contracții, să fie cu contracte. Contracte, tot felul de contracte. Ce să zic, mămiciule, că acum urmează o perioadă destul de grea, așa, nu știu cum o să te trezești de 7 ore pe noapte. Te-au pe tine! Păi mai avem încă un copil, cineva trebuie să stai și cu celălalt. Dormi eu pe ăla și tu cu un bebe, clar. Păi mai facem și cu el. Am înțeles. Dacă se trezește ăla la ora 3 și vrea lăptic. În toată ecuația asta îmi place foarte mult că e soare, că e cald. Că e zi frumoasă pentru bebe, da. Clara. Da, sper să vină primăvara. Că eu nu mă simt foarte bine când deschid geamurile ferecate. Din bunkerul. Da, din bunkerul Andrei Bălan. Așa. Serele. Și e soare. Afară e soare. Și azi e zi cu soare și vine bebe Clara pe zi cu soare. Dacă nu era implicat, nu mai făceam al doilea copil. N-aveam de ce să fac, cu toate că nu implicat. Depinde din ce punct de vedere e implicat, bămiciule. Sexual sau... Implicat, da. Și cu nopți, și cu gătit, și cu... Păi și noaptea, și eu am încercat și noaptea și ziua până când a ieșit. Nu mi-a permis timpul ziua, m-am dus noaptea. Nu noaptea, ziua, dimineața, nu știu. Nu, ai fost implicată cu el așa, atunci am decis să mai fac unul. Ar face unul. Altfel nu, i-ar fost greu. Și e greu în general pentru o mamă, dacă nu are ajutorul din partea tatălui, e greu. Doi copii, e greu. Și acum iar mă bazez pe tine. Îmi spui asta înainte. Vezi că m-am timp să fug. Nu. Suntem la Victoria, acum fac stânga și înainte să ajung la spital, îți zic, vezi că mă bazez pe tine. Acum iese. Am înțeles. Și mă bazez că vei fi acolo. Să zic, mămiciule, sunt aici. Este... Te susțin 100%. Cea mai mare problema mea în viața asta este cu somn, cu somnul. Deci dacă mă trezesc de 11.000 de ori pe noapte și... Sau dimineața, este îngrozitor. Și acum este ora 2 și nașterea va avea loc la ora 6. N-am avut voie să mănânc cu 12 ore înainte, deci mi-e cam foame, dar mă abțin. Nu mai am voie nici să beau lichide din acest moment. Așa că... Fac foamea și mi-e sete, dar sunt foarte happy. Data trecută am născut la ora 9 dimineața, deci a fost mai bine. M-am trezit și am venit direct. Acum am zis la ora 6 ca să am timp să fiu relaxată, să filmez, să pozez, să
vă țin la curent. Am uitat kitul, de ce suntem acasă, suntem disperați. Și mai este jumătate de oră, sper de oră, până când intrăm în operație. Vai de mine, și noi n-avem kitul și e panică totală. Și nu găsim taxiuri. Și nu găsim taxiuri. Urgent, spuneai să vină urgent. Cât de repede se poate, Noi sunt celule STEM și că naștem, spune-i. Deci suntem stresați și disperați pentru că am uitat celulele STEM acasă și în jumătate de oră trebuie să intru în operație și noi fericiți și excitați că vine bebe Clara. Acum o să vină mașina, în 2 minute. Am uitat și a chemat taxi. Ok. Și da, mama trebuie să iasă la poartă să dea celulele. Și trebuie să întârziem operația, trebuie să tragem de timp să întârziem operația ca să primim celulele STEM. Aoleu! Aoleu, panică! Panică. Acum sunt monitorizată. Mi-a pus pe burtică ca să monitorizeze contracțiile. Ia priviți. Doamne, și dacă n-ajung până... Anulăm operația. O anulăm. Nu mai. Unde duci la tecuci ce să faci cozonaci? Te duci jos să iei celulele STEM. Să aștepți taxiul. Perfect. Și tu aștepți să vină celulele ca să putem naște. Da, ca să nu putem naște. Gata. Gata, plec. Plec din salon. Mă duc spre sala de nașteri, mă duc și am emoții și sunt singurică pentru că George este jos, la taxiu așteaptă celulele STEM. Pentru că am fost neatenți, netrebnici și nu le-am luat. Și poate n-ajunge că trebuie să fie la fix acolo, să stea, să mă privească, să mă susțină. Îmi place că e liniște și te relaxează liniște. Îți relaxează emoțiile dinainte de naștere. Bună ziua! Să ne țineți la mine. Avem emoții. Pe unde luăm? În față. O să vină soțul mai repede cu celulele. În stânga? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Pe cine v-am adus? Mulțumesc! Să ne țineți pumnii! Să ne țineți pumnii! Yay! Aici? Ia uitați-vă unde vă duc, la spa. La spa? Da? Așa se spune. Da. E spa! Un masaj de relaxare. Ah, Bună ziua! Uite, mămiciule, ai primit flori, mămiciule. Marți, 5 martie, 18 și 11 minute. Ai aproape 24 de ore de când ai născut. Și să știi că noi te așteptăm în cameră. Te așteptăm aici cu flori și cu dragoste. Și cu zâmbete. Și cu multe flori, din nou. Uite. Te așteptăm, mămiciule. Pup, te iubesc. A fost un moment în care trebuia să sărbătorim. Te uiți când la fica care e bine și în partea asta la te uiți că-ți moare nevastă.